Oameni buni. Deci uitați-vă. Oameni buni, eu sunt prea cute. Deci sunt mega cute. Ia uitați-vă la noul meu skin și în spate am fundiță. Sunt o cameriță cu fundiță. Felix, cred că și tu trebuie să devii mai modern. Trebuie, pentru că... Că ești din epoca de piatră. Da, eu m-am ajutat să-ți găsești hainele, știi, da, și ți le vopsești și tot. Deci chestia este foarte faină și eu nu. Și ziceți cum să se facă, Felix? Fac și-l roz? Nu mă fac cu roz, mă fac cu altele. Dar cu ce culoare? Cu ce culoare să se facă? Ziceți acolo în comentarii, să, că să-și pună și el fundiță. Na, hai să mergem. Cocolicșilor, seria asta este superbă, așa că vreau să apăsați butonul de Cocolike ca să mai facem episoade. Cristina, dar ce se uite, au venit poștașul și ne-a adus o scrisoare. Oh my god, ia citește-o. Vreau să încep a spune că am trimis scrisori. Înainte de asta eu zic să depășim 10.000 de Cocolike-uri, că deși povestea asta începe să fie deja foarte nebune. Nu citi înainte. Apăsați butonul de Cocolike, că se întâmplă ceva. Ați apăsat? Asta nu se poate. Vă rog, apăsați ca să... Dacă mai vrei să facem serie cu Mitică, trebuie să ajungă 10.000 de Cocolike acest video, numai așa. Dar vreau să încep a spune. Deci clar, cu intonație. Deci vreau să încep a spune că am trimis scrisori în toate satele din Minecraft, așa că dacă îl găsești pe Mitică, ce fostul meu prieten, să-i spui că are 5 copii și nu avem haine și mâncare. Eu am plecat să lucrez la o fermă departe, trimit bani acasă, dar nu prea ajung. Copiii sunt slabi și probabil le este și frig. Nu au nicio jucărie și sunt triști. Le face o vecină de mâncare, dar cred că mă fură și nu știu în cine să am încredere. Dacă îl cunoști pe Mitică, să-i spui că avem nevoie de tata la copii. Ia de notarea pagina, că mai vreau să mergi. Uite, acolo jos. Aici. Copiii sunt pe stradă. Pe strada? Pe strada, roz numărul 1, în satul distrus. Ce? Eu nu am distrus nimic! Ba da, am distrus un sat, de casă. Mai țineți minte când am distrus un sat ca eu să-mi fac casă? Distrus de cocos, Cristina, gamerița cu fundița. Am găsit o căsuță acolo și ne-am mutat. Suntem disperați. Semnat Mitică! L-o și citit! Stai puțin! Pe cine să-i credem? Nu, Mitică a citit asta. Hai să-l întrebăm despre ce-i vorba cu Mitică. Dar nu era nu soția lui? Ba, a scris chestia asta? Ba da, dar Mitică o semnat scrisoarea după ce a citit-o. Ca și cum s-o citit. Dar de obicei cine scrie se semnează. Nu prea au făcut școală Mitică asta. Mitică nu la școală, dar tu le-ai trimis la școală? Nu. Hai să vorbim cu Mitică, să-i explicăm, să vină cu noi. Unde e Mitică? Ăsta e poștașul? Da. Aoleu, super tare. Dar Mitică de obicei stai aici la mine acasă. Unde e Mitică? Că nu-l văd. E Mitică, nu tu ești. Nu, ăsta nu e Mitică. Hai să vedem Mitică. Bă, Mitică, nu-l găsim Mitică. Hai puțin că Mitică l-a pus pe altul, care seamănă cu el. La lucru. Eu am crezut că ăsta e Mitică. Ca să nu meargă la copii. Unde e Mitică? Stai să văd că de obicei îi plăcea aici la mine, la baie. Nu, sau în dressing. Auzi, Mitică cred că a plecat când au zis că are copii. Sper că n-are altă prietenă. Băi, deși nu știu, ăsta au făcut foarte mulți purandei. Băi, stai să vedem, Cred că este prin sat, trebuie să-l căutăm, nu? Eu merg la etaj puțin. Du-te la etaj. Ia să văd, este aici la baia lui? Nu-l găsesc pe Mitică. Mitică! Hai să găsim Mitică. Mitică a citit scrisoarea și a plecat să nu se vadă. Mitică, tu ești? Nu ești. Dar Mitică are scrisul deasupra. Da, deci hai să vedem să-l căutăm pe Mitică. Eu am crezut că e la de la bucătărie, dar l-am nu găsit. Este. L-ai găsit? Vino încoace. Unde stai? Vino încoace, vino încoace. Vino să vezi. Hai să-l urmărim. Unde merge? Ia, vino, nu găsesc. La casa, la alta! S-a băgat aici în casă! What? Băi, le merge la altă fată! Aici, în căsuța asta? Du-te să vezi, aici l-am văzut cum mers. O fugit din casă de la noi și a mers acolo. E pe toaletă! A, nu e pe toaletă. Nu-i pe toaletă. Ce se întâmplă? Toaletă de băieți, asta ce? Hai să plecăm. Asta e toaletă de băieți. Hai să plecăm, nu, de la noi, Mitică. Auzi, Cristina, eu cred. Mamă, ce m-am speriat, era pe toaletă. Eu cred, Cristina, că trebuie noi să facem ceva, că Mitică nu-i de încredere. Nu este Mitică! Păi Mitică! El e Mitică. Păi scrie Mitică deasupra, nu? Bă, dar el e, că parcă nu-l mai recunosc. Și-a schimbat haine, vezi ce-a făcut, da. Ca să nu mai recunoaștem. Mitică, tu ești. Măi, deci eu nu știu, asta se joacă cu noi. Auzi, e Mitică sau eu schimbat unul buletinul să-l chime Mitică? Eu cred că i-a schimbat unul. Auzi, dar fi al Mitică pe aici, trebuie să găsim. Deci noi, înseamnă că vom face un episod separat unde este Mitică. Da. Dar Cristina, unde este satul distrus de tine? Stai să-mi văd dacă mi-am mintesc undeva în spatele casei sau în stânga. Înainte de asta, hai să luăm mâncare, că aia n-au mâncare. Ce scrie acolo pe scrisoare? Ce scrie pe scrisoare? Că jucării n-au. Hai să... N-au jucării și n-au mâncare. Deci scrie, vezi acolo ce-o scris femeia, că e disperată. Ia așa au zis, n-avem mâncare de la prima și pagină jucării. Jos. Uite-te,
Copiii sunt prea slabi? Da. Le este și fric, trebuie și foc să facem. Și foc, și jucărie, și de mâncare. Ai de mine. Incredibil, Felix. Mă stai că nici una n-am de mâncare. Păi unde este ferma ta de mâncare? Că noi aici avem plin de mâncare. Foamea în vacanță, uite aici. Așa. Deci noi va trebui să-l găsim pe Mitică, să vedem ceva, dar în episodul următor, acum să-l dăm de mâncare la copii. Nu te du acolo, Cristina, că distrugi, ai distrus ferma, nu poți, tu nu mai poți să ieși de acolo. Hai, dar... Păi știam că nu poți să intru. Păi iubita, de ce crezi că e cufărul ăsta care se face automat? Păi nu știu, eu n-am luat niciodată de aici mâncare, am murit de foame toată seara. Iubita, declic de data și uite ce e aici. What? Hai să ducem toți la copii? Nu toți la copii, le duci... Să ducem câteva, uite, aduce niște cartofi și să-și facă chipsuri. Da, și morcovi. Așa. Da, e bun. Hai să mănânc cartofi și morcovi le dăm. Uite, da. Cristina, dă-le și puține mure din asta, ia-le, că copiii le place fructele de pădure. Dăm, vină încoace. Uite, pe astea de aici, ale. Da, n-am încredere să le culeg. Da, dai click dreapta pe ele. Așa. Ah, ok. Hai să ducem și mure la copii, mure, să ducem și dulciuri. Hai să ducem și câteva flori, uite aici, două flori le iei tu, ca să le facem viața mai frumoasă, că cine știe ce fac. Ia de aici. Hai să le ducem niște floricele, astea cu zâmbet. Astea cu zâmbet. Nu toate, ca să mai ai și tu. Da, dai seama, câte 3, 4, nu știu, 4 copii probabil. Eu spun, hai să vedem. Eu spun că trebuie să găsim satul și dacă chiar vă gândiți la copilul Mitică, eu cred că va trebui să suportați seria asta, că trebuie să-l găsim și pe Mitică, știi? Ce să suportați, că e așa de cerută încât ai de mine. Stai, dar mănânc și eu un morcov dintre morcovii ăștia pe care îi duc la copii. Da, dar gândește că după aceea tu mănânci morcov, dar copiii vor mânca mai puțin și așa sunt slabi și suferă. Vai de mine, lasă-mă ca să-mi știu viață, să ajung acolo. Stai forț. Cristina, uite că îți dau murele, că nu le-ai luat. Mă gândesc uite, că eu am uite aici, mure. Vilă cu piscină și ei n-au ce să mănânce. Da, cumva le-ai distrus casa lor ca să-ți faci tu vilă. Ai, vină cu să ne uităm la vila ta și după aceea să vedem ce cocioabă stau ei. Vină cu Cristina, hai vină cu ace. Pisare pe rană, ce faci? Vino. Vino aici, vino aici. Da, știu, și-am și curcubeu. Uite-te, asta e casa ta, da? Da, și hai știu. Să vedem copiii singuri. Câți ai zis că sunt? Nu știu, mulți. Stai că scrie aici câți, hai să citim. Hai să vedem, am și flori. Uite, poștașul cel mai din creier. Așteptă bacici poștașul, dar nu-i dau. Câți copii au? 5 copii. 5 copii. Aleu, îmi iau calul. Asta e calul meu. Nu, Cristina, la cât de foame le mâncă calul. Na, du-mă unde e, că nu știu unde este. Dar stai că nu mai știu. Trebuie să mă cocoț aici și să mă uit. Băi, de unde am ciurdit eu deci, atunci? Deci în satul distrus de cocos Cristina, gamerița cu fundiță. Așa a scris. Deci, dar eu mi-am luat calul. Uite acolo, uite acolo, uite, se vede o casă ceva. Haide, Cristina, haide. Dar nu cu calul. Ce? Uite acolo, cred că e, nu? Aha. Este o casă, măi, dar nu știu sigur. Cred că aia e. Vivi cu calul? Da, așa ar trebui. Uite, Cristina, ai șa, că avem aici unicorni, ai șa. Aveam pe una, dar nu știu exact pe unde. Haide să căutăm șaua ca să mergem pe cal unicorn. Mare să salăm. Hai, vai de. Uite, și mai este aici încă un unicorn. Și asta este unicorn. Da, dar îi trebuie șa. Da, nu, asta nu e să vedem unde îi. Să căutăm șa. Nici nu știu cum arată, trebuie să dau clip pe toate ca să mai capiu. Eu cred că Mitică l-a angajat pe ăsta. Ca semne cu Mitică. Ai de da, mine. Da, și el... Asta e saddle, gata, am. Ai două? Am una, dar stai că eu n-am aici sabie, n-am de toate, cine știe, mă întâlnesc cu nevastă să-și mă ia la bătaie. Care nevastă? Că e o fată. Nu s-au căsătorit. Dar nu ești că e plecat la o fermă vecină ca să lucreze? A, da, ea, au plecat în străinătate. Cum arată aia ca să vă șosea de lume? Uite așa, ca o caschetă. Eu vin pe jos. Tu vii pe jos? Dacă nu-ți dau o ușă, dar nu știu câte saddle-uri am, cred că am una. Hai să mergem, că mor copii de foame. Hai de mine. Vino cu asta e unicorn. La, nu pe ăsta, Cristina, ăsta e rar. Vino după mine, spate. Hai de mine, Cristina. N-ai zis că vii după mine? Păi mă duc acolo unde mi-a arătat tu că o să fie. Nu era aici. Uite unicornul ăsta, haide, vino cu ace. Hai, stai să văd aici. Păi da, stai să vii după mine. Hai de mine și milă de Cristina, sunt 5. Hai să nu mâncare pentru toți. Nu cred. Nu cu saddle-ul, prima oară pune de pe el. A, prima dată mă pun pe... Trebuie să ai mâna liberă. Stai imediat. Stai, căluțule, că nu prea știu nici eu cum funcționează lucrurile. Clic dreapta. Așa. Apasă pe E. Pe E? Da, și pune... Să stai că te-o da jos, m-a pune-te. M-a da jos? Da. Nu mă vrea. Până te iubește. Dă-i clic dreapta pe el, mâna liberă. Și când te iubește, atunci pui saddle-ul. Asta, mă iubești? A, gata, m-a iubit. Gata. Pune saddle-ul. Stai să văd. Armura n-ai? Asta, n-am armură. N-ai ce șmecherie tu. Ia uite-o. Ia uitați-mă. Na, Cristina, du-te și vin și eu după tine că eu n-am. Ia uitați-mă cât de șmecherie. Hai, Cristina, că mor copiii de foame. Stai, frate, că vină după mine, bine? Trebuie, da, da, eu s-ar putea să nu le-am cu direcțiile, știi? Sper să ajung unde trebuie, dacă nu... Auzi, Cristina, dacă ne ajungi acolo... Stai, uite acolo, am văzut ceva. Mă lași pe mine să vin și eu, adică nu începe fără mine, știi? Deci vii după mine, bine? Dar nu mai știu exact, că eu am jefuit mai multe lucruri pe aici. Uite un cal roz, vrei să-l schimbi? Să-ți iei pe ăsta? Hai de mine. Uite acolo este o casă, cred că acolo. Deci Cristina, e un cal roz aici, nu vrei, nu schimbi. Nu, ia-l tu pe ăla roz. Tot vulpe, le-ai pe ăla roz, dar eu mai am calul. Hai de mine. Deci Cristina, dacă pierzi șaua asta, dar nu te du în apă.
Păi, dar trebuie să trec apa asta. Că uite podul lângă. Am făcut un pod când da. Nu mai știu. Dar nu vrea să iasă din apă. Atunci, Cristina, dacă nu te pricepi, spune-te pe el, ia șaua. Iau șaua. Lasă-l, iau șaua. Aoleu, mânec. Aoleu, mânec. Du-te la copii când mă descurc calul. Aoleu, mânec. Mă duc la copii, cred că mă duc mai degrabă pe jos. Bă, fraților. Lasă că mă duc cu calul. Mi-a luat Felix un cal. Păi dacă tu nu te descurci. Uite, uite, cred că acolo e sat. Uite, acolo. Vin și eu. Băi, nu pot să cred. Deci în satul distrus de Cocos Cristina, gamerița cu fundiță. Adevăr că am distrus mai de mult un sat. Și da, era aici lângă copaci ăștia, țin minte. Satul se află pe strada roz. Pe strada roz, dar totul era roz acolo. Eu de-aia am jurdit că era roz. Era roz totul? Da. Să mă aștepți și pe mine. Ce drept, atunci nu mi-o păsat. Adică eram niște oameni pe acolo. Nu știi că mitică își face o prietenă și face 20 de copii? Ia uite, stai, cine e aici? Deci ca să vedeți, tot ce faceți are consecințe, băi. Deci Cristina, eu sufăr numai cum de 5 copii, dar asta... Dar aștepți frații lui? Stai, nu te duci, așa atunci pe mine. Te aștept, aici am ajuns, am văzut unul care seamănă cu mitică. Sau poate el îi, dar dacă își face altă prietenă, eu nu știu ce să-l cred. Unde să înțeleg că el pe aici venea de atâta timp și eu nu-l găseam. Deci a zis că se află pe casa cu strada roz. Stai să-mi parchez aici calul. Stai să vedem care este strada roz, măi. L-ai parcat? Da. Mamă, hai să luăm casele pe rând. Intră în casa asta. Ăștia au vrut aici să-și reconstruiască căsuța. Ok. Și cine locuiește aici? Cine e femeia asta? O femeie? Oh my god! Ia vină afară și eu uite ce scrie pe ea. E nevastă sa? Ia uite-te. Ia întoarce pe ea. Hai, asta. Stai. Vecina care fură! hai să vedem ce are încă ea în casă. Mai mi se pare mie că e și-o mai repara puțin casa, pentru că eu parcă țin minte că i-am lăsat-o puțin mai distrusă. Uite, are tort! Da, are torturi furate. Și aici... Uite și tu câte hartane are și cât... Hai să găsim copiii. Asta gătește foarte mult, are și cartofi prăjiți. Eu cred că soția, fosta lui Mitică trimite bani. Și asta e cea care fură. Da. Ați văzut câtă mâncare are? Doamne, da. Eu n-am mai văzut atâta mâncare gătită. Asta nu-i toaletă, e tăietor de tort. Vino să vezi. Tăietor de tort? Da, uite care tort. Auzi, Cristina, mănâncă o bucată de tort. De click dreapta pe ea. Știi ce? Click dreapta nu merge. Ești full. Sunt full, da. La știi ce? Când e foame, vin la tine. Asta e vecina care fură și care gătește mult. Hai să vedem unde crezi că se află asta cu Mitică. Stai, dar care o fi strada roz? Scrie ceva deasupra aici. Stai. Iubita lui Mitică, strada roz numărul 1. Stai, cine mă iubește? Un cal. Hai să vedem înăuntru ce se întâmplă aici. Asta ce căsuță mică are. E cam micuță aici, ce-i drept. Oh my god, sunt țarc. Auzi, Cristina, vină puțin. Eu pus în țarc. Putea să vedem de afară. Vino să vezi pe geam de afară. Ai, de mine ăștia sus copilul Mitică? Da, ăștia de la iubita asta. Eu zic, dacă vezi te milă de copilul Mitică, să dați like în secunda asta de pe toate telefoanele, de pe toată lumea care găsiți în parc. Să-i salvăm. Prieteni de-ai voștri, pentru că... Cristina? Nu pot să cred. Și aici au aici niște papuci, niște pantaloni zărace. Pantaloni și trei bucăți de... Da, dar nu le ajunge la toți. N-au nicio jucărie. Ce faceți, măi? Stai puțin, că am mai făcut încă unul între timp, au 6 copii. Ia uite, știu. Nu, eu cred că unul era al ei și Mitică a făcut 5 cu ea. Ai dreptate. Înțeles. Dar nici n-au haine, sunt săraci, fără haine. Cristina, hai să le dai mâncare, vino cu ace. Uite, am lăsat casa asta, uite, știu cum a lăsat casa asta, fără suflet. Uite, casă cu un picior. Casa asta stă într-un picior. Cristina, să uite ăștia la mine și... Haide, mă zic ultimul, deci dă-le morcovi, du-te și apasă pe APQ. Cine? Mâncați. Mâncă? Ce? Nu le plac morcovii. A, dar mai sunt și credincioși. Vreți niște cartofi? Stai puțin. Știi ce? Dacă nu, mă duc la vecina aia care fură. Stai puțin. Dacă nu, mă duc la vecina aia care fură. Uite-te. Și le dau acolo. Urcă de pe asta și doar soarele acum. Dă-le. Așa, dă-le. Dă-le floarea soarelui. Să le dau flori? Le-ai dat floarea soarelui. Nu, le-am dat cartofi. A, potato. Dar nu, că e crud. Oh. Și morcovii le plac așa? Nu cred, că-s copii, nu le plac morcovii, trebuie să dai... Hai să vedem un hartan ceva. Da, eu mă duc la vecina care fură. Hai să vedem ce are vecina, dar nu-i luat-o lui vecină. După ceva așa asta criză, cheamă poliția. Dar uite că nu-i acasă. Ia vezi ce are. Ăsta. Iepure. Nu, bă, porc. Bă, dar toate sunt gătite. Da? Ce mai are? Porc nu mâncăm. Cookies. Dar nu la pe toate, lasă și ei câteva, că face asta crize. Bine. Așa. Și păi aia cu pâinea ce-i? Cartofi prăjiți și prăjituri. Ce mai asta? Bread, pâine și somon. Și aia de lângă ce-i?
cod. Și alea de jos ce sunt? Plăcintă, plăcintă cu dovleac. Hai că le dau și plăcintă cu dovleac. Și mi-o prești. Ok, gata. Gata, hai să le dăm. Da, mie îmi place mult cum gătește femeia asta. Nu vrea să vină și la noi pe acasă. Auzi, Cristina, uite, vecina care fură este stă la taclare aici. Eu nu o să vezi ce face. La cine vrea să mai fure? Uite ce adunătură! Dar ce se întâmplă aici? Aici se primesc coletele în străinătate. Pachete. Da, hai să plecăm. Uite și cum stau toți. Crezi că trimite și iubita lui Mitică? Păi aia trimite, că trimite lui vecina care fură să gătească, dar nu-i dă nimic, azi copii uscați. Băi, deci ea gătește din banii trimiși de iubita lui și că primește numai pentru ea. Asta e poștaș. Deci te uiți pe aia și le dai. Deci le dau cartofi făcuți și prăjiturele. Da, și aia ce-i și plăcintă, da? Mănâncă? Hai să vedem. Uite, țineți cartofi. Piu. Deci de ce nu cred că mănâncă? Cristina, eu cred că... Nici nu mai au dinți, nu frate, mai au dinți. Lasă-le mâncare aici, că la un moment dat o să... Deci o vă las aici. Lasă-o, dă-i pe cui mai mult, ca să împart, dă-i pe cui mai mult. Ține, așa să aveți. Așa. Gata, că restul îmi păstrez mie. E prea bun, dar și mie mi-e foame. Ok. Cristina, mai venim peste ceva timp să văd dacă s-o mai îngrășa, da? Da. Dar... Dar ce sunt atâția oameni aici? Ce e asta, Cristina? Ce e asta, Cristina? Asta o pitică. O pisică. Și n-apa asta ce-i? Ce e acolo? Du-te-n să vezi. Nu știu ce e, dar uite ce cute e. Ce sunt ăștia, frate? Ai niște peștișori. Cu coadă. Broaște, ce să stea? Eu am crezut că sunt pisici, nu odătoare. Scrieți în comentarii ce să stea, că nu știu ce să stea, stare drăgălașe, nu? Da. Noi suntem pe nou Minecraft, că am dat update. Uite, Cristina, pui de pisică, vino să-l vezi că mor. Vii, vreau să vezi, uite asta de aici, vreau să vezi, îl vezi? Da! Vreau să-l vezi, că mai poate dragul, doamne! Deci că e un hamster! Vreau să-l fugărim! Uite, vreau din față, îl vezi? Nu-i cute? Foarte! Vreau să vezi, ce faci, mă? Unde vezi? Tu n-ai pui de pisică! Du-te, băi, ăștia văd că și-au mai reconstruit puțin aici între timp. Eu l-am lăsat și mai ravagii decât atâta. Uite, aici mi-am făcut eu un pod, băi. Aici veneam eu cu calul. Aici. Deci, Cristina. Noi, acum, eu mă gândesc la ceva, dar te gândești și tu. La ce? Nu este posibil ca Mitică să aibă mai multe iubite cu mai mulți copii? Pentru că el făcea foarte multe ture. Dar noi trebuie să-l găsim și pe Mitică. Știu, pentru că ăla eu nu cred că este Mitică. Știi ce-a făcut Mitică? Mitică a plecat să nu plătească pensia alimentară. Când o citi scrisoarea... S-a semnat, ca și cum am înțeles, și a fugit. Aha, așa a făcut el. Noi trebuie să-l găsim pe Mitică, auzi? Dar da. Cine știe câte amante are Mitică? Eu zic deci va trebui să... Să-l urmărim odată. Va trebui să fim detectiv și să urmărim tot pașii. Să întrebăm pe fiecare vecin. Hei, l-ai văzut pe Mitică? Și cineva îl va da de gol. Mai scrie o iubită? Să știi. Dar ce mulți oameni s-au adunat aici de când o trimis aia bani în străinătate. Când înainte au cam părăsit satul ăsta și acum au venit repede când au zis că aia gătești. Vino să mai vezi pe cum ai pe dragului. Vino să... Uite la acolo. Dar uite pe la parte să vezi fața. Uite pe la parte să vezi fața. Dar fuge. Nu, nu-i cute? Uite, Doamne, ce cute e, pui de pisică, doamne! Aș putea să-i dau niște somon. Ai? N-ai. Nu, pumpkin. N-ai. Uite, a fost să pișivi, du-te pișivi la aia. Uite că vine! Nu, fuge! Băi, ce cute a fost! Ce cute a fost! Foarte, foarte tare. Acum are sens, am înțeles faza cu Mitică, da, măi. Merge la noi acasă? Nu, merg puțin să văd dacă am mâncat ăștia, știi? Ok, vin și eu? Da. Ce casă cu etaj aici, băi. Aici, ăștia au rude în serenitate. Au, dar vecina care fură și-a făcut vină. Și-a făcut vin? Vilă. Vilă, da, ce-i drept. Au mâncat tot! Ei! Păi uite-te! Ăștia-s timiz. Stai că nu mi-a stimiat casa lui. Trebuie să vedem, să vedem. Foarte bine, copilaș. Bravo, copilu, uite, au mai rămas mai câteva, sunt câteva, nu bravo. Mai puteți. Te-ai cu burta plină? Așa, îi ține în țarcă, dacă nu ăștia fug pe toți pereții. Bine că l-a făcut țarc. Dar l-a făcut un țar cât casa. Un țar cât casa, dar fără ușă, ca să stea acolo. Ok. De vecina care fără unde-i? Am vrut să... E aici, uite. Să-i spui să-i fie rușine. Uite-o! Spune să-i fie rușine. Uite, dar nu vrea să se uite la mine. Uită-te în ochii mei și recunoaște că ai furat. Să-ți fie rușine că ai furat de la copii, că ei trebuie să mănânce, ei au suflet. Tu poți să mănânci și aici puțin cam lată. Uite și tu, e rușine. Hai să plecăm, cred că și-a învățat lecția. Cred că și-a învățat lecția. Auzi, să văd data viitoare. Uite, un Enderman. Da. Cristina, acolo, în pădure. Eu cred că va trebui să rămânem aici și să le îmbunătățim puțin satul, că nu vrem să pățească ceva copilul Mitică. Să știi. Deci data viitoare îmbunătățim satul ca să, știi?
Și auzi, dar dacă facem o grădină sau ceva, poate se întoarce iubita lui Mitică. Haideți să rupeți butonul de Coco Like. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!